Salutări! Daniel Tudor sunt. Probabil cei de generație nouă mă cunosc în facultățile și asociațiile în care am trecut. Sper și cei mai mari să ajungă să mă cunoască mai devreme sau mai târziu. Am 24 de ani, sunt un tânăr mini-antreprenor deocamdată, sper cât mai mare, cât de repede. Mă ocup cu servicii de marketing și vânzări, primul în domeniul de real estate în România, sperăm să ne extindem. Și pentru scurtul timp de când suntem activi, deja avem zi destul de bună și ne-am mărit echipa și ne-am mărit în continuare. Cum am început? Facultate în primul an. Totdeauna am fost genul de om care a vrut și a știut să profite de oportunitățile pe care le-a avut și n-am vrut să las niciuna să împice pe cât posibil, ce puțin dacă știam și credeam că mă poate ajuta. Am fost mereu pozitiv și am vrut să depășesc mediul din care am provenit și mai ales mentalitatea aceea de că nu poți face nimic fără relații. Uite că se poate. Chiar se poate și poate într-un timp foarte scurt să ajungi, să ajungi departe dacă nu ți impui limite și dacă sper cât mai mult și crezi cât mai mult în tine. Cred că asta e cel mai important lucru. În urmă, în momentul în care spui că nu poți face un lucru, deja din momentul respectiv este clar că îți autoimpui că n-ai cum să faci. Așa că lasă-ți mereu o portiță și vei reuși. Cam așa am gândit și eu și cred că asta a fost una din cheile succesului, poate chiar principala. Știu că în facultate, deși plecam din școală și eram poate printre cei mai buni în școală, olimpic la diverse materii și foarte bună învățătura, nu prea credeam că sunt în stare să fac ceva. Nu mă înșeasem în nicio direcție, eram băiatul bun la toate și toate astea nu eram foarte bun la nimic. Poate doar la vorbi cu oamenii. Cred că asta era atu, comunicarea în sine și a vorbi cu oamenii mai mulți la o dată, în fața lor. Așa am participat la mai multe evenimente, unul chiar foarte haios în primul an de facultate, la Balul Bobocilor, era concursul de Miss și Mister. Colegii mei au insistat să particip și eu am participat și în urma respectivului concurs am primit o posibilitatea de a mă angaja la un job pe advertising, practic de acolo am început. În urma unor teste care le-am făcut, a fost o probă de creativitate în care am creat o oarecare reclamă foarte haiosă, gen teleshopping, care a prins foarte bine celor care au în juriu și s-a oferit un extra premiu acest job și pe care l-am primit în data, mai ales că simțeam că facultatea nu mă ajută la nimic în sensul în care doream eu și că am făcut cibernetica la ASE. Intra printre primii, dar nu simțeam deloc că mi se potrivește. E fiind foarte bună matematică în genere, așa că am vrut să încerc altceva. M-am cam lăsat de facultate în momentul respectiv, am dus-o până la capăt, dar am privit către ceea ce cred că am făcut bine, către comunicare, către publicitate, către vânzări. Practic, vânzări mi-am găsit locul cel mai bine și am lăsat la o parte ceea ce începusem ca studii. Într-un timp destul de scurt am început să mă ocup de conturi foarte mari, clienți foarte mari, gen Microsoft, gen TotalSoft, companii foarte mari din segmentul IT. După care, în anul de grație 2007, când totul explodat, am trecut în real estate, unde m-am confruntat cu o mare problemă. Totul era neprofesionist, oamenii câștigau mii, zeci de mii de euro fără să aibă neapărat ceva în spate, nu m-a zis foarte confortabil, am fost chiar plăcut de a renunța destul de repede, dar la fel de repede am și din rezultatele și în momentul ăla mi-am dat seama că mai devreme sau mai târziu oamenii buni vor face diferența într-o astfel de piață, chiar dacă
pot spune că sunt, încă este un nivel destul de neprofesionist în real estate din România. Am plecat într-o companie din imobiliare în 2007, nu foarte cunoscută, dar în care am performat destul de bine, iar la scurt timp am plecat într-o altă, în divizia imobiliară a Volksbankului, unde practic am și crescut mai mult, pe care am preluat-o ca management după, cred că nici 9 luni de activitate acolo, știu că aveam de abia 21 de ani, nimeni n-a crezut. De fapt, cred că dacă ar fi avut că am 21 de ani, m-ar fi pus în funcție de conducere. Dar s-a aflat la câteva luni după și n-am ce să mai fac, așa că m-am lăsat în funcție. M-am luptat să dovedesc că se poate. Nu știam ce înseamnă management, m-am învățat din mers. Din cărți foarte puțin să înveți, foarte puțin probabil. A fost multe greșeli, dar până la urmă toate greșelile mers spre bine. Cu timpul ne-am format o echipă, am apărut în piață, am participat la diverse evenimente și asta s-a văzut și mi-am cultivat și mai mult pasiunea pentru a schimba oamenii din jurul meu într-un sens pozitiv. Întotdeauna am avut părerea că oamenii trebuie să-și deschidă puțin ochii, să-și dea seama că ei chiar sunt într-un fel sau altul centrul universului, chiar dacă sunt destul de mulți, putem fi 6 miliarde de centre fără niciun fel de problemă. Dacă fiecare ar învăța să își autocultive o pasiune pentru pozitiv și pentru verbul pot și nu pentru verbul nu vreau. Dacă încep cu da, chiar multe ușiți sunt deschise. Așa că toți tineri în ziua de azi ar trebui să privească în sensul ăsta. Știu că mare parte din ce se întâmplă în România și ce apare în geam în TV sunt știri negative. Dar, pe de altă parte, trebuie ca fiecare să conștientizeze că totul este controlat în media, așa că poate ar fi mai bine să-și lasă televizorul pe off sau să-și închide tot cum am făcut eu acum ceva luni și chiar mă simt mai bine. Și să înceapă să privească chiar partea pozitivă a lucrurilor, că sigur o să-i ajute. Chiar le recomand și diverse cărți, în acest sens, chiar sunt gen cărți despre karma pozitivă, despre puterea atracției, despre legile care guvernează fiecare viața fiecărui om. Așa că nu mai priviți că nu se pot face lucruri, ci priviți întotdeauna în față, aveți un țel pe care să vi-l atingeți și fiți convinși că mai devreme sau mai târziu, dacă aștepți, dacă ai răbdare, dacă muncești, mai ales dacă muncești și dacă crezi în tine, vei ajunge acolo.